continua să citiți, să participați la conferințe, simpozioane, să profesați aceste meserii. Dacă vrei strateg, miopie, trebuie să înveți foarte bine, trebuie să știi să urmărești acești copii postoperatori și maturi. Dragi oaspeți din România, Italia, Ucraina, în calitate de gazdă, vă salut și mă simt onorat să primesc acest forum, această conferință științifică practică la noi în spital. Мне очень приятно, что на протяжении многих лет наша Одесса, конкретная Украина, дружит с Молдовой. И у нас такие очень тесные, дружеские и такие добрососедские, профессиональные отношения с кафедрой и с Валерием Никоновичем начинались, теперь уже с Лилией Добровяной продолжаются. И мы очень благодарны за поддержку, которую вы оказываете. Конференция științифică, dedicată glaucomului, inflamațiilor oculare, viciilor de refracție, a adunat experți din Republica Moldova și din afara țării. Această platformă este crucială pentru a îmbunătăți gestionarea și tratamentul acestor afecțiuni, contribuind la creșterea calității serviciilor oftalmologice și, de asemenea, inspirând inovațiile în acest domeniu. Noi nu putem lucra fără aparatele sofisticate, contemporane, care ne ajută și să accelerăm lucru și să punem în vedere problemele care sunt depistate numai prin aparataje tehnice. Necesitatea acestui manual a apărut odată cu implementarea programului de licență la optometrie, cât și apariția primilor masteranți în optometrie clinică. Ne dorim ca acest manual să fie un suport de curs, în primul rând pentru studiu în cadrul facultății și la fel de util pentru tinerii specialiști, optometriști, oftalmologi, medici cu experiență care vin la educația medicală continuă. Lansarea unui manual de oftalmologie și optometrie care va fi folosit în procesul didactic nemijlocit a studenților, rezidenților și doctorilor care participă la cursurile de perfecționare la universitate. Un forum științific foarte important care susține cu date științifice ce se întâmplă în miopie de astăzi, de unde noi pornim și unde noi putem ajunge. Scopul este de a aduce cât mai mult sănătate pacienților noștri, pacienților care le curăm împreună. Mi se pare cel mai suferent este omul cel care poate mult să faci, nu vede. Și asta este oftalmologia. Astăzi, conferința științifică este consacrată glaucomii. Este unul dintre principalele cauze din care pacienții pierd vederea. Acest eveniment este foarte important atât pentru practica optometriștilor, cât și a oftalmologilor. Suntem foarte mândri că avem posibilitatea de a participa la acest eveniment frumos ca optometriști viitori. Mulțumim organizatorilor care au depus efort pentru crearea acestui eveniment.